fac online. Mi-am intitulat video de pe șosea Etalonul civilizației. Am ajuns la concluzia, după multe ore de rumegat așa în trafic, idei și gânduri, că etalonul civilizației este bunul simț. Bunul simț dobândit prin suferință sau prin cei 7 ani de acasă. În general, bunul simț dobândit prin suferință este cel dobândit în pușcărie, în care oamenii fiind îngrădiți ca drepturi unii în alții, într-un regim restrictiv, sunt obligați de condiții să își respecte intimitatea, să aibă grijă ca toată lumea să aibă spațiu, pentru că atunci când nu o fac, lucrurile se întorc rapid împotriva lor. În societate, în schimb, lucrurile nu stau chiar așa și, în general, avem probleme cu bunul simț. De ce avem probleme cu bunul simț? Pentru că oamenii sunt imaturi din punct de vedere educațional. Ce înseamnă imatur? Înseamnă că educația lor nu s-a terminat cu o concluzie bună. Eu sunt un admirator foarte mare al societății japoneze. Japonezii au un simț născut al apropierii de ceilalți. Ei sunt mereu atenți să nu deranjeze în jur. Au și un concept care se numește WA sau WA, așa se scrie, nu știu cum se pronunță. Prima dată am dat de el în cartea Shogun a lui James Clever, cei care au citit-o, ciclu cu Shogunul. Acolo sunt descrise bazele culturii japoneze. Și printre altele, de exemplu, dacă tu dai muzica tare sau deranjezi vecinii prin orice gen de comportament, aceia au dreptul să ia măsuri împotriva ta, dacă erau samurai, inclusiv până la a te omori, până la a te decapita. De ce? Pentru că i-ai tulburat armonia, i-ai tulburat vaul. Acest concept al armoniei este atât de important încât toată cultura japoneză este construită în jurul acestei idei. De a nu-i deranja pe ceilalți, de a nu deranja mediul, de a fi în armonie cu societatea și cu toți ceilalți. Imaginați-vă cum ar arăta o lume în care oamenii s-ar comporta de așa, asemenea manieră. Un licitator de șosele care n-ar face bara-bara cu cei de la CNADR, da? N-ar da șpăgile prin nu știu ce insule, parandărătul, și chiar ar face șosele bune, nu o bandă jumate cum avem noi, această de râs, așa zis, autostradă, șoseaua asta care leagă Bucureștiul de Moldova. Pe urmă, te uiți și vezi nenumărate exemple de lipsă de bun simț la oameni. Ea este așa ca un fel de lucru pe care nu-l conștientizezi decât dacă apare în anumite circunstanțe, conjuncturi. Iar cele mai importante conjuncturi le vezi în trafic, pe șosea. Lipsa de bun simț. Să spunem că ai o bandă jumate, uneori chiar două. Românul, nu știu din ce motive, merge doar pe banda a doua. Deci nu merge nici să-l pici cu ceară, nici să-l omori, nici să-l claxonezi, nici să-i dai flash-uri, nici să-l ameninți. N-ar merge pe banda întâi. De ce? Pentru că el consideră că este sub demnitatea lui. Nici măcar se bage jumătate pe banda respectivă pentru a lăsa pe altul să-l depășească. Chiar dacă el merge cu 50 la oră, nu contează. Pentru el, drumul i l-a făcut măsa și nu-l interesează ce se întâmplă în jurul lui. Iar asta este, am vrut să demonstrez că este o dovadă a mentalității noastre. A majorității oamenilor care trăiesc în România. Și de asta avem condițiile pe care le avem în țară. Eu am dat acest exemplu cu condusul, însă sunt nenumărate alte exemple de nesimțire, de lipsă de considerație, de respect, de omenie până la urmă la adresa celor din jur. Atunci când tu la pădure te-ai dus și ți-ai făcut focul, ai făcut grătar, nu te interesează că mai vine altul și poate vrea și el să se bucure de natură cum te-ai bucurat, să o găsească curată.
Și uite așa se adună munții de gunoi, așa apare poluarea. Marea problemă a umanității nu este faptul că consumăm prea mult sau că facem, nu știu, suntem o specie destructivă prin natura noastră. Nu, marea noastră problemă este că suntem nesimțiți. Că nu avem încă această capacitate empatică de a realiza că și alții din jurul nostru pot fi cumva impactați de prezența noastră într-un anumit loc. Iar genul ăsta de egoism extrem îl manifestă în general animalele. E vechea poveste cu omul animal care încă nu s-a trezit să devină omul simțitor, ființa rațională, gânditoare, trestia gânditoare, cum îi spuneau filozofii. Nu, este omul care face doar ce îi place și este insensibil la nevoile celorlalți și în aceste condiții pentru el nu contează ce cât sunt acolo oamenii în jurul lor. Asta este concluzia. Și am văzut că în Occident de fapt există o proporționalitate a nivelului de trai cu bunul simț. Cu cât o societate este mai educată și mai sensibilă din această perspectivă educațională la nevoile celorlalți, cu atât viața acolo este mai bună, nivelul de trai este mai ridicat. De fapt, ăsta este etalonul. Nu să ne victimizăm că, nu domne, lasă că, uite că doar țările catolice sunt bogate, că astea ortodoxe sunt sărace pentru că e o cabală împotriva ortodoxiei. Sau mai știu eu ce alte nebunii de genul ăsta. Nu. Bunul simț. Lipsa de umanitate, de omenie, unii față de ceilalți. Așa că să mă scuzați, dar judec că Dumnezeu este drept atunci când ne dă necazuri, ne dă încercări, iar viața și situațiile noastre sunt așa cum sunt. Nu putem cere mai mult pentru că tot ceea ce cerem de fapt ține de noi, de modul în care ne manifestăm unii față de alții. Să credem că o să vină un politician să ne schimbe, să ne facă șosele mai bune sau mai mari sau să ne împiedice să furăm, ar însemna să fie o pietricică care se pune în contra unui curent, a unui șuvoi năvalnic, care este de fapt modul nostru de a fi. Mergeți pe șoselele patriei și încercați să vedeți cum sunt oamenii. Mergeți în orașe să vedeți că nu le pasă dacă ei vorbesc tare și deranjează în jur, dacă ei scuipă pe jos, mănâncă, aruncă hârtiile pe stradă. De ce nu le pasă? Pentru că în primul rând le lipsește această dimensiune empatică. Încă nu sunt treziți ca oameni. Nu au această iubire de aproape. Nu au, deci ce să vorbim de ortodoxie. Ortodoxia e deja un nivel ultra, este cu mult peste foarte multe alte lucruri. Presupune să-ți recunoști adevărata natură spirituală în ceilalți. Bunul tău simț să provină din această capacitate de a te recunoaște spontan ca picătură din Dumnezeu în toți ceilalți. Și atunci, evident că e un bun simț natural, născut, paranormal, aș spune. Ai reușit să-i simți pe ceilalți și să le simți nevoile și să le împlinești fără chiar să spună aceste lucruri. Să te dai la o parte fără să-ți ceară cineva. Dar asta este deja o putere paranormală. Nu doar în România, în multe alte zone. Și de asta spun că oamenii sunt nesimțiți datorită faptului că sunt egoiști. Iar acest egoism vine, v-am spus, din lipsă de educație și din lipsă de cizelare. În plus, peste toate astea se adaugă niște tare din acestea, niște metehne strămoșești, orgoliu, mândria. Îl vezi, el nu se poate căca pe el de foame, are 2500 de lei salariu, dar el are mașină de nu știu care. El plânge, face foamea când face un schimb de ulei cu filtre. De multe ori își face schimbul de ulei fără să schimbe filtre pentru că nu mai are bani de ele. Eu am cunoscut mulți astfel de oameni. Își cumpără mașină scumpă și care îi consumă de îl rupe doar pentru că se înfige. Fură liniuța, fură startul, dar nu poate folosi, că n-are bani să bage atâta motorină în ea. De ce? Vrea să epateze din punct de vedere social, vrea să
aibă sentimentul acela că măcar pe șosea în 5 minute este deasupra celorlalți, că în rest este umilit în viața lui privată. Avem multe probleme, multe răni sufletești așa ca nație. Suferim de astfel de lipsuri care ne fac să ne dorim să compensăm într-un mod copilăresc. Exact ca în bancul ăla, sau glumele alea care spuneau că bărbații cu pula mică mereu o să-și ia mașini mari. E un lucru adevărat, cel puțin din ce spun unele femei. Și atunci, genul ăsta de sentiment de a compensa, de a compensa umilința pe care ți-o dă viața atunci când greșești, atunci când nu ești capabil, atunci când dorințele tale sunt mai mari decât capacitatea ta reală de a face bani, de a face ceva în viață, da? Sunt foarte mulți oameni naivi care își doresc multe și de toate, sunt toți o rană sufletească, un foc, o pălălaie de dorințe aprinse, toți vor și se concurează unii cu alții și se uită pe TikTok, se uită pe net și pe Facebook și se îngălbenesc de invidie când văd ce are ăla, ce are ăla, ce are ăla, deși poate de multe ori aia nici ei n-au, doar fac niște poze, arată cum îmi făceam eu când eram adolescent, copil, când am mers în Germania, îmi făceam poze cu toate motocicletele frumoase. Vedeam niște Harley, niște de-astea. Și am și acum o colecție de poze cu acele motociclete. Îmi doream să am asociată memoria persoanei mele cu acea motocicletă. Pe vremea aia nu exista Facebook, n-aveam unde să le postez. Dar exista așa o bucurie de a vedea un lucru frumos și scump. Nu neapărat de a-l poseda, că n-aveam dorințe de genul ăsta. Și nici acum, chiar dacă aș putea să-mi iau o motocicletă scumpă, n-aș face-o, cel puțin nu în România. Și de asta spun că oamenii nu sunt atenți nici la ei înșiși și nici la cei din jur. Invitația mea este, dacă vreți o lume mai bună, fiți atenți la cei din jur. Fiți atenți la nevoile celorlalți, evitați să mai creați un iad prin comportamentul vostru, în jurul vostru. Evitați să mai fiți răi, să mai fiți nesimțiți, să mai fiți aroganți, egoiști. Da? Cultivați binele dacă vreți să aveți bine în viața voastră. E simplu, bine faci, bine găsești. Da? Cum era vorba aceea. Salvarea nu o să vină din ceruri, nu o să vină din, știu și eu, de la Diana Șoșoacă sau de la Diplan sau alți oameni sau de la Aur. Ăștia n-au cum să schimbe lumea, n-au cum să vă schimbe pe voi în interior. Doar dacă noi, la nivel colectiv, ne schimbăm suficient de mult, condițiile noastre o să se schimbe, pentru că relația dintre noi se va schimba și atunci automat toate micile conjuncturi vor crea mari conjuncturi care să fie favorabile pentru toată lumea. Dau exemple, politicianul cu tare sau polițistul cu tare, care au furat de aurul bani de autostrăzi și de străzi, îi moare copilul pe șosea, i-a cumpărat tasul bolit cu 300 de cai putere și a intrat în primul cap de pod și a murit în depășire. Își plânge copilul, nu este în stare nici măcar atunci când suferă să facă legătura de cauzalitate între furăciunea lui și ceea ce a pierdut și ceea ce modul în care a obținut efectul cauzal al acțiunilor sale. Și de asta spun că oamenii nu sunt capabili să înțeleagă măcar legăturile simple de cauzalitate dintre acțiunile lor, dintre modul în care ei sunt și universul în care trăiesc, modul în care, pentru că tot universul este un răspuns la acțiunile noastre, la modul nostru de a fi. Iar dacă acest mod de a fi nu îl schimbăm, schimbarea nu va veni niciodată. Noi o să rămânem repetenții acestei planete, acestei lumi, prin faptul că nu vom fi capabili să evoluăm, să înțelegem relația dintre noi și natură, dintre noi și univers, dintre noi și societate, dintre noi și drumurile pe care circulăm. Mereu avem speranțe ca lucrurile să se schimbe în bine, fără ca noi să facem nimic, fără ca noi să schimbăm ceea ce putem noi, ce stăm puterea noastră să schimbăm. Că am văzut foarte mulți oameni dezamăgiți care spun, da, dar numai dacă ajungem acolo, dacă luăm puterea, dacă facem. Este adevărat. Puterea reală a fost întotdeauna în mâna noastră, a fost întotdeauna la dispoziția noastră de a ne schimba. În primul rând pe noi, de a ne îmbunătăți.
Dacă nu ne îmbunătățim, nu o să avem parte ever, ever de o schimbare. Da, într-adevăr, pot să vină niște lideri providențiali, Dumnezeu să ne dea un astfel de om, cum e Diana, de exemplu, și care să ne învețe prin exemplu ei personal, să emuleze în noi acest gen, această stare de fermitate în fața obrăzniciei și mitocăniei și prostiei și aroganței și invidiei și nesimțirii, da? O atitudine corectă, de ajutor, de umanitate. Până acum am văzut doar oameni care ciugulesc în jurul ei, care speră la funcții, care vor avantaje, care vin doar să ceară. Îi numeri pe degetele de la o mână pe aia care vin să dăruiască, care vin să spună, da, modelul tău m-a mișcat, îmi doresc să facem ca oamenii să fie asemenea ție. Doar așa se schimbă oamenii, doar așa se schimbă lumea. Transformându-se în bine, urmând un lider care manifestă toate aceste calități. Apare un gen de contagiune sufletească, de înnobilare prin puterea exemplului. Asta este, de fapt, puterea unui lider autentic. Nu acela că are forța asupra celorlalți, putere de convingere sau că îi șantajează pe unii să facă cum spune el sau că îi fascinează într-un mod bolnăvicios. Nu. Nu. Faptul că e capabil să scoată din ei tot ceea ce este mai bun la suprafață. Să dea acea notă de excelență. Să manifeste exact acel gen de noblețe care să-i oblige, în ghilimele oblige pe ceilalți, să fie cel puțin la nivelul lui. Francezii aveau o vorbă, noblesse oblige, noblețea te obligă. Dacă ești tratat ca un nobil, simți nevoia să răspunzi la fel. Care are această noblețe sufletească. Dacă nu, o să o iei ca pe o stare de slăbiciune, de fraiereală și o să profiți. Asta facem noi în momentul de față. Și făcând, și făcând, și făcând același lucru, profitând de bunătatea celorlalți, luând-o drept naivitate, luând-o de prostie, fraiereală, ne pregătim viitorul care este așa cum îl vedem. Vă plângeți că vin restricții, că sunt vaccinuri, că începe războiul? Cum vreți să ne educe divinitatea, Dumnezeu, cum vreți să-i spuneți? Cum vreți să ne educeți? Ce? Eu am stat și m-am gândit. A epuizat toate metodele. Dacă cu binișorul nu vrem să învățăm, omul doar la restriște, doar la necaz își îndreaptă gândul către Creator, către sursa lui primordială și cere ajutor. Atunci când depuizează toate celelalte opțiuni, doar atunci spune, Doamne, ajută-mă. Da? Doar atunci devine credincios. Cei mai credincioși oameni sunt aia bolnavi, sunt aia la pușcărie, aia sub pericolul pușcăriei, aia cu necazuri mari. Nu sunt aia fericiți, îmbuibați, grași, veseli, aroganți, cărora le merge bine. Vrem tot să ne meargă bine, dar nu știm cum să facem acest bine să existe. Păi uite așa, manifestând bun simț, respect față de ceilalți, mergând pe banda întâi, simplu, mergând pe banda întâi, lăsând pe cel din spate să te depășească dacă se grăbește. E mult? Este imposibil de făcut chestia asta? Îmi pare rău că n-am filmat. Deci aveam două benzi, șosea cu două benzi și toată lumea mergea pe banda a doua. În afară de mine și un camion care era la 2 km în față. Toată lumea mergea pe banda a doua. O coloană lungă de oameni nesimțiți. Și am stat și m-am gândit, băi, Dumnezeu ăsta nu bate cu parul. A te răzvrăti împotriva ordinii sociale, așa cum este ea, înseamnă a pune la îndoială judecata lui Dumnezeu. Modul în care divinitatea aranjează clipă de clipă universul, care este doar o reflecție a intențiilor și acțiunilor noastre. Doar că noi nu vedem încă această legătură. Astea sunt lucrurile care vreau să vi le spun.